Aia a fost prin faptul că campionatul ajunsese să se joace în două echipe. Steaua și Dinamo, practic. Era greu să treci peste Steaua. Câștiga când una, când alta. Da, câștiga Dinamo, perioada aia n-a câștigat deloc. A mai câștigat după aceea, în 90, dacă nu mă înșel. Eu nu mai eram acolo, așa e. Dar cei trei ani de zile acolo au fost principalii beneficiari Steaua atunci. Noi am fost urmăritorii. Da, în perioada aia Steaua domina campionatul. Da. De altfel, faptul că tu, cum să spun, ai fost împins către gheata de aur, pare că a fost o reacție la faptul că Dinamo nu putea câștiga campionatul. E adevărat sau e o impresie greșită? Nu, într-adevăr, așa a fost. Mă duc aminte cât de cât, că sunt 30 și ceva de ani. De faptul că s-a... La un moment dat, urmărirea s-a, cum să zic, a existat o diferență. Deci nu mai puteam să-i ajungem din nou. S-a ales ca obiectiv câștigarea acestui trofeu. Bun, și... dar asta, Camis, s-a câștigat trofeul cinstit. Lucescu, de pildă, cu care am discutat mult pe tema asta, n-a acceptat niciodată ideea că s-ar fi regizat câștigarea Ghetei de Aur. Dacă ei spun că n-au fost care... vă dați seama că... totul venea din exterior, dacă era ceva să vină, nu? O venea de la mine. Da, da, da. Fac eu singur. Au fost numai 4-4, 3-3, marcai câte 3-4 goluri. Meciuri, aduc aminte că am câștigat cu 8-2 împotriva lui Pigulea, care era unul din frații... Da, da, rude 8, cu tine. 8-2. Și a marcat 3 goluri sau 4. Am marcat un gol... poate cel mai frumos gol din viața mea. Era o echipă ofensivă și care marca multe goluri, dar impresia generală a fost că s-a regizat această gheată de aur. Dom'le, foarte lume multă și pe mine, normal că m-a afectat puțin așa că... Acum ce vrea să fac eu să... A, nu, discutăm, da. Doamne iartă-mă. Zi-mi altceva. Mai vreau, de atâtea ori am răspuns la întrebarea asta încât nici nu mai vreau să aud. Da, gheata de aur o ai, înțeles, nu? Asta ar fi fost, e la mine, nu a luat-o nimeni, nu s-a anulat, nu nimic. Este expus, e adevărat, la un restaurant, a fost la un restaurant al tău? Nu. Am citit undeva, aveai un restaurant în Craiova, Dragonul de Aur sau... Da, l-ai e alu' fata, una din fete are, dar e un libanez, un restaurant libanez acum. Așa. Da. Da, aveam un birou acolo și erau toate, să zic așa, toate trofeele și amintirile mele puse pe pereți. Am făcut un birou frumos acolo la începutul anilor 90. După am 90. Înțeles, dar nu se putea vedea, adică nu era. Eu am crezut că era birou mare. Da, 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 înțeleg. Da. Și acolo aveai trofeele. În lucruri, da. A ști că în statistica Ghetei de Aur, în 1987, figurează Polster. Da. Da. La Mateuț, în 89, figurează Mateuț. La tine, în 87, figurează Polster pe listă. Posibil, nu știu. Nu m-a anunțat nimeni. Adică nu ți-a cerut nimeni ghetea. Absolut nimic. Nici măcar a fost o nebuloasă așa. Nimeni nu... Era o echipă care producea foarte multe goluri, e adevărat. Iar tu erai în vârf de carieră. Eu așa cred că a fost, da. Acum, gura lumii e slobodă, știți cum e la... Da, sigur că da. Dar, depinde, s-a spus că ți-au cerut gheata înapoi, ceea ce nu e adevărat. Nu, domnule, niciodată. Păi tocmai. Niciodată, nu. Că știu că a venit... Dar ce e? Până la urmă e o chestie simbolică, așa nu e... Da, adică nu e... Nu e un trofeu... Adică e gheata simbolic. De aur care, de fapt, nu e de aur. Nu e de aur, nu. Băi, nu, tocmai. Nu, nu. E aurită, să zicem. Aurită, da. Placată. Placată, da. Da, bine, a fost o discuție întreagă. Îți mai aduce... Eu mai vreau să mă disculp de atâția ani de zile când mi-a spus la asta. Nu, la... nu, dar chiar nu are rost. Chiar e treaba lor ce... Ții minte cum striga publicul, nu? O parte a publicului. E foarte greu să-ți aduci aminte după 35 de ani. Da? Te deranja atunci? Nu, nu, nu. Striga nu. Cămătarul Rodion, nu e gheată, e șoșon. Ții minte. Da. Bine, dar poate. Sigur era rivalitatea ăilalți care
Da, întotdeauna se dă cu pietre numai în pomii cu roade. Dacă nu e roade, nu dă nimeni cu pietre în tine. Deci, încă o dată, am spus și înainte de chestia asta că mă deranjează aceste întrebări, pentru că nu sunt reale, cum să spun. Da, da, bun, hai să trecem la altceva. Eu te-am întrebat, cum să spun, tocmai ca să punem un pic lucrurile la punct și să înțeleagă lumea ce s-a întâmplat. Nu că aș contesta, Doamne iartă-mă. Fiecare gândește cum crede el de cuvință în aceste momente, nu știu.